vedere, Serbia. În primul rând, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc Eliza, mulțumesc Paul că ai acceptat. Am emoții. Asta e vizibil. Tremurul din voce, aș vrea eu să fie voit, să fie controlat, dar nu, e natural. Da, m-am apucat de mers pe munte în clasa 6. Clasa 6, adică acum aproape 30 de ani. Și de atunci e cu siguranță cea mai statornică dragoste din viața mea. A avut urcușuri, a avut coborâșuri, nu în intensitate, ci în practicarea ei, pentru că cred că știți cu toții cum ne lăsăm duși de valurile vieții și ne uităm uneori pasiunile. Acum 5 ani, nu știu dacă are sau nu legătură neapărat, dar vă spun. Am trecut printr-un divorț. Super! Da. Ca tot omul. Mie mi s-a părut că am trecut ok prin... Adică a fost genul de... ne-am iubit, a dispărut chimia, ce facem mai departe? Căutăm alchimia. Păi nu prea... Exact, căutăm alchimia. Nu prea avem subiecte comune, nu prea avem interese comune, ne-am strâns mânuțele, ne-am despărțit prieteni. Cel puțin la nivel conștient am crezut că sunt ok. Mi se părea că sunt ok, dar se pare că subconștientul meu credea altceva. Drept pentru care am ajuns pe Matterhorn. Matterhorn e un vârf iconic din Alpi. E ultimul vârf cucerit de alpiniști. E cel mai ucigaș vârf al Alpilor. Așa că vă dați seama cam cât de ok eram eu cu mine dacă subconștientul m-a trimis pe muntele ăla. Adică a fost cu siguranță un make or break. Dat fiind că vă povestesc acum, a fost un make. Dar a fost foarte aproape să fie break. Din momentul ăla mi-am stabilit, am descoperit că îmi place cu adevărat să urc munții înalți. Până atunci, munții înalți, cel mai înalt munte însemnase Moldoveanu, 2544. Nu spun că mi-ar fi o plăcere la fel de mare, pentru că de câte ori mă întorc dintr-o expediție, că e America de Sud, că e Nepal, că sunt Alpii, aștept cu nerăbdare să merg din nou în Bucegi, pentru că de acolo îmi trag puterea, de acolo a plecat totul, de fapt, știi? Dar de câte ori mă întorc, mulțumesc muntelui că m-a lăsat să urc sau să nu, că m-a îngăduit pe munte. Este lecția pe care am învățat-o pe munții înalți, lecția umilinței. După ce m-am întors de pe Matterhorn, eu în anii aia mergeam foarte mult pe munte cu David Neacșu. Poate îl știți, poate nu știți. Kind of legend. Și după ce am întors de pe Matterhorn, ca să vă dați seama, Matterhorn e ca piramida făcută de colegul nostru mai devreme. Exact așa, o piramidă de stâncă, de... Cred că și inclinațiile sunt destul de aproape de pantele Matterhornului. E o piramidă de 1100 de metri, practic. Și după ce m-am întors de acolo, eram alt om. Mergând cu Neacșu, deci m-am întors într-o joi, parcă, și sâmbătă am plecat pe munte cu David, într-o cățărare destul de greuță. Și David, care de regulă mergea primul, acum eram eu primul, știi? Și David îmi spune, Neacșu, care, dacă trebuie să laud el pe cineva, păi ca doi dinți, e greu. Și Neacșu îmi spune din spate, zice, e rărâit un pic așa, și îmi spune, prietene, tu mergi altfel, bă. Știi? Și ăla a fost maximul de laudă pe care l-am auzit de la Neacșu. Ca să vă dați seama ce personaj e, la 2 ani după asta eram în Uganda, urcam Margherita, un vârf de 5100, al treilea vârf al Africii, un vârf superb.
Și da, da, da. Câteodată mă surprind și eu, știi, făcând astea, știi, 5.000, dar pe vremea aia era cel mai înalt vârf pe care îl urcam eu, știi? Și Neacșu ajunsese înainte cu eram împărțit în două grupuri, el cu grupul lui ajunsese înainte cu vreo 10 minute, știi? Și la un moment dat, eu urcă tot așa, ultima bucată de stâncărie, am simțit mirosul de fumează niște mizerii de alea de țigări de foi, dar nu trabucuri, din alea cu arome de cherry, de draci, știi? Și la un moment dat, eu urcând pantaia, simțeam mirosul ăla. Cred că e de la atitudine, zic, e efectul lipsei. Trebuie să fie efectul lipsei oxigenului, zic, nu se poate, zic, îmi joacă, am memoria olfactivă, îmi joacă feste, știi? Și la un moment dat, ajungând aproape de vârf, acum să mă așez, că e așa e coreografia, îmi cer scuze în partea asta, știi? Și am ajuns aproape de vârf, știi, și Neacșu stăteam fund, știi, pe stâncă așa, știi, și pe țigare în gură, știi? Și zicea, hai, prietene, te miști și tu! Și la 5.109, el fuma. Și după ce am întors de Matterhorn, am descoperit că... nu că îmi place muntele, că asta știam. Dar am descoperit că mi-a plăcut extrem de tare ce am descoperit despre mine pe acel munte. Mi-a plăcut extrem de tare schimbările prin care am trecut într-un timp extrem de scurt. În acele 3 zile petrecute pe acel munte. A fost prima mea expediție, a fost prost organizată, a fost prost, deci a fost prost tot. De la timing, la organizare, la partenerii pe care mi-am ales. Și cu toate astea am ajuns acasă în viață. Și cu niște învățături absolut fabuloase. Ca să vă dați seama, deci muntele ăla, în mod normal, îl cobori în mii aia de metri, se coboară în vreo 3 ore, să zic, știi? Pe vreme bună. Dacă nu e vreme bună, nici nu te-a pus să urci, că mori sigur. Din cauza faptului că nu mi-am ales colegii ca lumea și nu aveam aceeași, nu împărtășeam aceeași filozofie despre munte, nu ne-am înțeles la timing și am ajuns să coborâm pe ploaie, pe lapăviță, pe ninsoare, pe ceață, pe vânt, a fost tot. Deci în loc să cobor 3 ore, cât se coboară normal, am coborât vreo 7 ore jumate. Da, și am avut momente în care n-am fost sigur că mai scap cu viața de acolo. Am avut momente în care vroiam să mă opresc, dar eram conștient că dacă mă opresc, nu mai plec. Deci a fost așa o chestie, auzeam telefonul, știau prieteni la ce oră am început să cobor și știau când trebuia să ajung. Înseamnă, trecuse de două ori timpul ăla și eu încă nu ajunsesem. Și... Îmi suna telefonul în rucsac și nu eram capabil să răspund la telefon, pentru că simțeam că dacă mă opresc și vorbesc cu cineva și ies din starea aia de catarsis în care eram, nu mai continui. Mă opresc acolo și nu știu cum cobor. Și deja am depășit timpul. Ideea e că de momentul ăla m-am hotărât să urc un vârf de 8.000 de metri. Și s-o iau treptat. Și urcasem atunci 4.000 de metri, după aia am urcat 5.000 în Uganda, după aia am urcat 6.000, aproape 6.000 Kilimanjaro, după care urmează Aconcagua, care e o poveste în sine, dar, repet, trebuie să facem o întâlnire specială pentru asta, pentru că povești fabuloase. Pe Aconcagua am fost de 3 ori. Ultima dată m-am întors acum 2 săptămâni. Și nu l-am urcat. Ultimele 2 dăți m-am întors de la 100 de metri de sub vârf. Are 7.000, 6.962. Deci ultimele 2 dăți m-am întors de la 100 de metri de sub vârf. Și ce spuneai tu, Paul, mai devreme, poate aici, la nivelul mării, să renunți o artă. Acolo, să știi să renunți o artă, sau ceva de genul ăsta ai spus, nu? Să știi să te oprești, da. La aproape 7.000 de metri, să știi să te oprești, e vital. Anul ăsta priveam vârful, știam că mă pot târâ, măcar, până acolo. Încă o oră și ceva, pentru că din aia 100 de metri faci într-o oră și ceva. Știam că îmi doream extrem de tare, eram a treia oră pe vârful ăla. Îmi doream
simțeam că mă trage, simțeam că parcă sunt legat cu o ață și ceva mă trage către vârful ăla. Dar pe de altă parte era la fel de mai aveam oxigenul necesar să îmi dau seama că ajung acolo, dar nu mă mai bucur că nu mai cobor de acolo. Ori pentru mine o expediție reușită e aia din care te întorci acasă preferabil într-o singură bucată și mai poți să și povestești. Ai întâi bine că deja am depășit de mult și n-aș vrea să... Da, pentru că... Dacă nu...